Bună seara! Bună seara! Bună seara! Suntem într-o perioadă în care trăim o stare de absurd. Tot ce se întâmplă în jurul nostru e absurd și noi, ceilalți absurzi care creăm absurdul, zicem, așa trebuie să fie. Sărbătorim dragostea, noi sărbătorim dragostea, dragostea care te face să suferi, tu o sărbătorești? Cum poți să sărbătorești dragostea care te face să te tăvălești de durere, să te întorci, să te frămânzi? 14 februarie, Sfântul Valentin. Toți bărbații disperați, să facă cadouri la femei. Băi, liniștește, n-ai nevoie să faci cadouri femei, n-ai nevoie, o strânești. N-ai nevoie, ce aia flori? Duci flori? Duci flori? Femei? Femei, duci flori tăiate? Nu! Dar noi ne curajăm unul pe altul, ne curajăm, hai să ducem flori, să avem senzația că suntem deștepți, avem senzația că suntem atenți, avem senzația și femeia e atentă. Când eram copil mic, mă uitam la el. Legenda. Florile se cumpără pe data de 13, zic cu ghinion. N-ai cum să le cumperi pe 14, pentru că dacă le cumperi pe 14, nu mai sunt. În momentul în care... Inspiration. Toți comedianții din România, actualii comedianți, nu numai că s-au inspirat, au și jucat numerele lui. În momentul în care ai buchetul de flori, a doua zi, habar n-ai, noi bărbați, de unde să știm noi care trebuie ținute în apă, mă? De unde să știi tu că trebuie ținute în apă? De ce te baci în ceva ce nu știi? Ții buchetul la spate, în fața ei. Habar n-ai că femeia are privire concavă. Ea nu vede în jurul nostru, în spatele nostru, peste tot. Ea vede. Vederea femeii este complexă. El nu scoate buchetul, nu face nimic. Ea zice, sunt cam ofiliți trandafirii ăia. Noroc că el e șmecher. Noroc că el e șmecher, că imediat se descurcă. Zice, din cauza focului dragostei pe care ți-o port. Deci s-a descurcat. Și atunci ea zice, focul dragostei pe care mi-o port, așa de mare e focul ăsta? Înseamnă că noaptea asta dormi în sufragerie ca să încălzești și pereți. Dragostea o avem foarte clar menționată de către un bard care ne cântă de atâta timp. Dacă dragoste nu e, nimic nu e. E cineva atent la mesajul pe care îl transmite, că el ne transmite de ani de zile. Care e mesajul? E bună dragostea sau nu e bună dragoste? Uitați la el! Uitați la limbajul trupului! Dacă dragoste nu e, nimic nu e. Ți-e clar? Dacă ar fi de bine, ar fi schimbat chitara, ar fi cântat. Dacă dragoste nu e, nimic nu e. Invers decât ca să te prins, că atunci e de bine. Nu-i de bine. Nu-i de bine. Și totuși, dragostea asta vine într-un moment, că nu vine la orice vârstă. Mă îndrăgostim. Numai când ești tânăr, merge. Vom vorbi de dragostea dintre el și ea. O fată și un băiat. Pentru că dragostea lor este pe față. Am putea vorbi și despre dragostea între doi băieți, dar dragostea lor este o dragoste ascunsă. Vorbim despre dragostea celor doi. Cei doi, când începe dragostea la tine? După vârsta de 18 ani. Ce înseamnă 18 ani? Adică ai trecut de perioada de droguri din școală și poți să iubești. Pentru că școala e păcat să nu... Cum să nu iei droguri dacă te duci la chimie? Cum poți merge la chimie? Ea 19 ani are el. Sau mă rog, apropiați de vârstă. Ea, cum sunt fetele, ea să pisicește. Cât timp? Timp de un an de zile. Dragoste mare, nebunie mare. Și acolo nu pot să fie. Timp de un an de zile. După un an de zile, ea într-o zi zice lui, care e așa. Un an de zile a fost așa, îndrăgostit, înțepenit, țăpăcit, terminat. Și ei zice, dacă tu mă iubești pe mine la fel de mult cât te iubesc eu pe tine, hai să nu ne mai vedem. Și ea continuă, eu sunt de vină. Ăsta e uluit.
oricum, oricum în relația lor el n-a spus mai mult de atât. S-o duce acasă. S-o duce acasă și suferă. Cine? Măsa! Care e legat, mamele sunt legate de băieți diferit. Cordonul la umbilical, nu renunță la el. Știu, o femeie în vârstă, am îngropat-o cu cordonul umbilical. N-a vrut să renunță la el. Cum? Adică, mama suferă. Mama zice, a suferit puiul meu. Puiul meu suferă, că ăsta vine acasă. Vine acasă supărat. Ce puiul, mami? Mama nu mă mai iubește. Mama nu mai iubește. Și atunci apare sentimentul matern la vedere. Vagabanta aia, nenorocita aia, nesimțita aia, cine știe pe unde, în ce familie nenorocită are de cercetori de amărăți? Cum și-o permis ei să dea în puiul lui mama? Doamne! E momentul să intre în scenă tata, care el vine de undeva, n-a auzit discuția, simte suferința și zice... Ce-i, mă? Și în momentul ăla, ochii mamei sunt pe el. Ce te bagi, mă? N-ai cum să te retragi din poziția asta. N-ai cum să te retragi. N-ai cum să faci. Trebuie să rămâi. Ai vreo luptă? Nu. Acum o ai. Și încerci să te retragi. Cum? Mărești distanța. Și ăla micu zice: tu știi ce e aia, dragoste? Întrebarea asta trece la măsă. Și maică-sa spune: da! Tu știi ce e aia, dragoste? Asta e o întrebare care nu poți să răspunzi în 10 căsnicii. N-ai cum. E complicat. Da, e bine să le eviți. Acum, problema e asta, problema este ce se întâmplă totuși cu dragostea aia. Cât e? Că trebuie să fie undeva dragoste. Că nu te căsătorești așa ca prostă la o, te duci de căsătorești, hai să căsătorim. Nu e așa, trebuie să fie ceva, nu? Acolo trebuie să existe ceva. Tu ce vrei, ce ești în mână? Ha, să te bea, acolo. Din dragostea aia pleacă cuplurile. Și cuplurile sunt de trei feluri. Cuplu care e format de două persoane, el și ea, care au aceeași vârstă, este prima categorie. A doua categorie, cuplu format din două persoane, el și ea, care el e mai în vârstă decât ea. Și a treia categorie, cuplu format din două persoane, el și ea, care ea e mai în vârstă decât el. Prima categorie, cuplurile care sunt de aceeași vârstă. El cu ea se cunosc de la grădiniță, să știu, chiar mai dinainte, au fost și vecini. După aceea au făcut școala împreună, au avut timp să se cunoască, au avut și la un moment dat, el spune: o, băi, o iubesc pe asta, chiar unde? Și ea zice: și, deci asta înseamnă că ei împreună se iubesc. Și se căsătoresc, au aceeași vârstă. Se căsătoresc, merg în luna de miele, după ce se termină luna de miele, el merge pe stradă liniștit, într-o zi, se întâlnește cu prietenul lui care zice: salut, am auzit că te-ai căsătorit. Păi și pe mine nu m-ai invitat la nuntă? Cu invitațiile astea, știi cum e nebunie aia, nici mai ești deținos, dar cu prima ocazie îți dai seama că te-ai invit, că sunt nu. Băi, zi-mi și mie, că-s curios. Cu cine te-ai căsătorit? Cine? Eu știu. Băi, o știi? Se văstiță, mă! Aia de la vizuriță, că nu e de la ciufăriță toată și de pistrit pe față și ăsta. Da. Mă, era toată ziua înjulită și ne urcam în copac și nu mai dădeam drumul de acolo. După aceea, ai fost în școală cu ea și a fost împreună în școală. A făcut atâtea școli împreună, grădiniță, mă, și mă, cu ea te căsătorim, mă? Mă, da, se va zice lui de aceeași vârstă cu tine? Bă, da. Ce e, mă? Am citit undeva că femeile se trec mai repede.
Ăsta nu știa. Ia informația în plin. Ăla. Deci eu am plecat de acasă dimineață, deci până seară găsesc Gârbova în casă. Fii atent aici. Gârbova? Mamă, eu vorbesc cu tine și Hoșca se hoșcă aici, ești mai rău. Hoșca se hoșcă. Cine m-a pus? Fai de mine, cine m-a pus? El habar n-are că femeia care îi moare bărbatul mai trăiește încă 50 de ani după. De ce? De curiozitate. În general, stați calme. A doua categorie, categoria celor care sunt bărbatul e mai în vârstă decât femeia. Să luăm o limită de vârstă, 20 de ani. 25. Parcă v-a cerut vouă cineva părere. Ia uite, celul zice 25. 27. Păi nu, ori e ca mine, ori e ca mine. E ca tine, da. 20 de ani, pentru că are o logică. Ea are 20 de ani, fii atent aici. El are 40. A 40 zici, mâine, grizonat, buzunarele pline, conturile în bancă pline, ai un apartament, mai are o căsuță, mai are o viluță, mașină în spate, mașină în dreapta, mașină în stânga, două mașini în față, bine. Acum, hai să fim serioși, ai fi o fată tânără frumos, la 20 de ani, excepțional, de frumos. Dar dacă nu pui mâna pe așa ceva, proastă ești, proastă rău. Pui mâna pe așa ceva, că asta e o ocazie, așa se zice. O ocazie. Ce înseamnă ocazie? Faci cu mâna, te-a luat, te duci unde ai nevoie. Asta este ocazie, fraiere, dacă nu... Aia e. Cătălin caută puștul aici. Acum, problema e asta. Problema este că în momentul în care... te găturești cu o persoană care e 20 de ani diferență. Diferența asta de 20 de ani e constantă. Până la sfârșit nu se mai schimbă. E aceeași diferență. Când ea face 40, el face 60. Încă mai ține minte. Când el face 80, dacă îi curge din gură, zice că a mâncat, zice să rămână pentru masă. A treia categorie este categoria în care femeile mai în vârstă se căsătoresc cu bărbații mai tineri. Avem așa ceva, avem, nu în America, avem în Europa, știu, Franța. Știu. Franța. Adevărat, pe ei și limba îi ajută, pentru că limba franceză este o limbă plină de vocale. Noi avem o limbă ploioasă, limba română e o limbă ploioasă. Ce face? Și răspunsul vine de la celălalt. Bine! Sunt ambii stropiți. Asta e. Franceza e diferită, franceza este vocală. Toată lumea e vocală, plină de vocale. Ai văzut cum o vorbesc ei? Comment ça va? Și răspunsul e, ça va bien? Da, frumos! E atât de frumoasă limba asta încât fiecare cuvânt mai iese cu alte cuvinte pe lângă. Că nu poți să abțină celelalte cuvinte, să lase pe ăsta singur să iasă. N-ai văzut cum vorbesc ei? O, mersi, mă la aia, mă la fiu, mă la aia, 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 mă prin scoaterea de vocale repetate își aerisesc uterul. Și atunci uterul se mută mai sus. Și atunci franțuzoicele poate să nască mai târziu. Poate să nască și în afară. Deci asta este ideea, că ele sunt libere. Avem un exemplu sigur, că da, avem un exemplu în Franța, actualul președinte Macron, care a iubit-o pe fosta lui profesoară, de când era embrion. Când trecea mama lui era gravidă și trecea profesoara pe lângă ea, așa dădea cu piciorul și făcea băiatul meu, vă place, într-o zi o să se căsătorească cu dumneavoastră, o să vedeți. După ce s-a născut domnul Macron, i-a tot cerut mâna ei, a tot insistat. Hai să ne căsătorim, 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 până când profesoara i-a zis: Macroner, noi doi ne căsătorim,
Dar termină mai întâi școala. A terminat școala și după aceea s-au căsătorit. Acum vine întrebarea. Dacă mergi undeva la un summit și un prostălău acolo care habar n-are nimic, vine și el să afle întreabă, să-i facă plăcere președintelui. Vine și el: Monsieur le président, s'il vous plaît, v-am adus un scaun cu rotile pentru bunica, s-o plimbați dacă mai e nevoie să se poată deplasa. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc mult. Mulțumim pentru învățătură. O să luăm în considerare tot ce s-a spus. E prima oară când aud pe cineva care mulțumește pentru învățătură. Păi, schimbul de informație foarte important. Asta e bine să o promovez și în sistemul educațional. Abia aștept. Părerea mea este că o să bagi metoda Chelu în curând. E clar. Învățământul își va reveni. Nu-i intră învățătura în cap, dar-i alunecă. Vă mulțumesc mult! Mulțumim! Mulțumim. Toru Octavian Dumitru! Bună seara! La mulți ani, Delia! Mulțumesc! Mulțumesc! Ai venit 31? Da. Nu mai sunt vremurile care erau. În 1982 era altceva. Dar imaginați-vă mai înainte de 1982. Nu când eram noi copii, ci când erau părinții noștri copii și înainte de părinții noștri copii, bunicii noștri copii și înainte de bunicii noștri copii, străbunicii noștri. Adică alte vremuri. Altă lume. Femeile erau altfel. Bărbații mergeau pe călcâie. Și umblau bărbați. Asta e, mers de bărbat. Pe călcâie. Prin colb. Știți ce la colb? Praf, noroi, nu? Așa. Străbunicul venea de la treabă. Așa călca. În colb. Nici nu avea curaj. Colbul să ridice. Cum să nu curaj? Intra în curte. Nu punea mâna pe poartă. Nu punea mâna pe nimic. Se deschidea poarta. Asta era respect. Să nu mi-a respect. Mergea în casă, nu mișca nimeni. Nici muștele o mișcau. Stătea musca sus, nici nu bâzea. Străbunicul era căsătorit cu străbunica. Străbunica, o femeie, nu știu dacă o știa străbunicul, că nu era ca în ziua de azi, tot timpul, te iubesc, te iubesc, te iubesc, ce te iubesc, tot cum nu era treaba asta pe vremea. Dar n-avea nimeni curaj să vorbească cu străbunicul, n-avea nimeni curaj. Era casa lui, atenție mare. Casa lui. A cui e casa asta? Avea cineva curat să-l întrebi? A cui e casa asta? Era a lui, clar. Ca acum. A cui e casa asta, mă? E a ta iubire. Străbunicul avea la el un bici. Știți ce e la bici? Bici este o bucată de sârmă și cu o gumă la capăt. Și îl ținea așa cu mâna. Și guma și sârmă. Dacă îl supăra cineva, dădea drumul la gumă. Ce urma? Te gumea. Dormea cu biciul peste tot, dormea cu biciul în pat, stătea cu biciul la masă, mergea cu biciul pe stradă. Peste tot era cu biciul la el. Putea să-i spui, Sanovă bici, putea să-i spui, adică nu era nicio problemă. Acum, neavând voie nimeni să se miște pe lângă străbunicul, era regulă, deci nimeni nu mișca. Păi străbunica avea curaj să apară în fața lui străbunicul? A apărut o dată străbunica în fața la străbunicul. Când apărea, numai așa stătea. În caz de să supăra străbunicul, dacă îi da una, să fie pregătit. Acum... Aoleu, Mihai, exact unde nu trebuie. Mulțumesc, mi s-a mai spus. Eu zic de 7 sezoane. Acum, toată lumea s-a întrebat cum s-a căsătorit străbunica cu străbunicul. Diferență mare între căsătoria de astăzi, căsătoria de atunci. Ideea este că străbunica a născut-o mama ei, a născut-o special pentru străbunicul. Era clară treaba. Nu se căsătoreau ca în ziua de azi. Se căsătoreau înainte de a se naște. Stătea tata ei și spunea, dacă e fată, o scoți. Dacă nu, o mai ții.
Să vă trage genul. Dacă nu, dădeai drumul la gumă? Ideea era că după ce străbunica a împlinit 16 ani, cam acolo era, cam atunci se găsea la 16 ani, părinții lui străbunica i-au dat un străbunicu dinainte. O pereche de boi, o pereche de cai, capre, oi, găini, rațe, gâște. Și printre ele străbunica. Altfel n-aveai cum să o căsătorești, n-aveai cum. Trebuia să ai strategie, altfel nu se putea. Păi, pe vremea aia era respect. Ai văzut în ziua des? Femeia umblă dezbrăcată prin casă? Pe vremea lui străbunicu? Când venea noaptea, venea noaptea. Era noapte. Ce înseamnă noapte? Întuneric. Unde? În casă. Unde în casă? În toată casă. Și în beci era întuneric. N-aveau beci, dar era întuneric. Voi de mine. Până și întunericul stădea cu capul de el însuși. Dacă nu vedea nimic. Deci, pe întunericul ăla, străbunica n-avea curaj să vină dezbrăcată. Mai fi dezbrăcată în pat? Îți face așa ceva, băi! Era rușine. Străbunica, ca să intre în pat cu străbunicul, se îmbrăca mai întâi cu paltonul. Când o mângâia străbunicul, gest de mare intimitate. O mângâia pe nasturi. Asta era. Copiii erau altfel, nu ca în ziua de asta. Adică erau mai, nu aș putea spun cuminți. Că nu erai cuminte, erai obraznic. Dar când apărea tata, gata. Băi, atât. Deci auzeam bă, odată la lună, cam atât. Sau să uita. Ideea este că era diferit și altfel te odihneai. Adică era liniște, era în ziua de azi. Nu aș putea să mă plâng că nu dorm, dar visez vise alb-negru. Alea nu sunt vise. A ecografie. Le mai visez și în altă limbă. Deci îți dai seama, au subtitrare. Păi ce somn e ăla? Eu mă odihnesc sau citesc? Visul meu e vis fără sunet. Fără sunet. Pentru că, cum fără sunet? Să ai ceva pe fundal. Să ai o chestie pe fundal. Să ai... Imaginați-mă, n-are imaginați. Am o pisică care e mai deșteaptă decât imaginația mea. Face gargară cu brânză, după care stă cu gura deschisă în fața găurilor de șoareci. Dar tot ce am în jur e aiure, adică am și un câine. E un câine cu minte, care nu are nimic, care normal ar trebui să-mi inducă somn. Dar e cu minte, dar are față de cerșător. Ai văzut câine cu față de cerșător? Ies cu el pe stradă și când vine acasă are 30-40 de lei la el. M-am gândit să merg undeva la un tratament. Și am mers la o clinică privată. Mi-a zis un domn de acolo, bărbat bine, se vedea clar, clinică privată, bărbat bine, noi, vorbesc și altfel, nu... Cum vreți că ăștia care sunt la stat. Ăștia dai la pace cu ei. La privat, e privat. Uite, ca celul așa. Zici că e în juriu. Și el zice, o să treci mai întâi, știi că e clinică privată, nu? Treci mai întâi pe la domnișoara, care o să spună un set de întrebări. Să vedem ce boală îți permiți. Genial. Da, asta e. Gluma sezorului. Ok. Să facem un tratament, m-am gândit. Cel mai bun tratament?
să mergi pe undeva unde, unde e soare, unde e vara mare, a? Mintea mea zice, vara, prețuri mari, merg toamna. Toamna prețuri mai mici, dar și hotelurile, le-ai văzut? Hotelurile amărite, deci, s-a amărit. Au ajuns hotelurile într-un hal de... A ajuns hotelul să fure prostoape de la clienți. Am mai las-o. Ajung la mare. Înainte să mă cazez, vorbesc cu recepționistul. Recepționistul, cred că din cauza că avea atâtea nopți nedormite, avea niște pupile atât de mari, nu îi se vedeau cearcănele. Băi! Ăsta nu te pui. Am comandat o cameră la parter. Și el zice, și care e problema? Păi la etajul 6 mi-ai dat. Și care e problema? Stai la 6-lea parter. Care trebuie? Nu te cerți cu ei, nu te cerți cu ei. Am plecat de acolo, de la hotel, m-am dus la o terasă să mănânc. Am comandat o ciorbă și a început ploaia. Mamă, dar turnă, torențial. Mi-a trebuit 3 ore să mănânc ciorbă. Mai greu. Mai genial. Dacă mi-a plăcut ceva în viață, recunosc. Mi-a plăcut să mă distrez. Și am chiar fost acum ceva timp în urmă la discotecă, am compus și o piesă. Am intrat la discotecă și vreau să vă o cânt special. Delia, cu ocazia zilei tale. Cel mai bine agăți când sunt la discotecă, toată lumea mă cunoaște și îmi face boteca. O, mama, mama, ha, pe cine am ochit? Am luat-o de mână și cu ea am ieșit. Așa am ajuns odată cu bucata ca să scot și băutură și mâncare pe masă. Când m-am dus ca să aprind lumina, să văd mai bine, a zis, lasă, lasă, fără dragă, mi-e rușine. Aproape că nici nu ne-am atins de mâncare. Era ceva rece, cred că niște sarmale. Însă pielea ei e caldă, m-a cam băgat în boală. Și atunci, pe loc, sănătate, am scăpat și eu de soale. A urmat un super sex, mai ceva ca niciodată, iar dimineața m-am trezit cu o față mirată că fata aia care de-am adus azi noapte acasă era bunica ei cu dantura pe masă. V-am zis de somn, pentru că întotdeauna există o problemă cu somnul, în sensul că cam toată lumea spune la fel. Mă duc la culcare că nu mi-e somn și mă trezesc că mi-e somn. Așa că aveți grijă pe unde dormiți, cum dormiți și visați bani. Dacă visezi bani, lucrurile sunt bune. Cunosc pe cineva care are portofelul cât de Baraua. E atât de bogat încât are șofer și șoferul lui are șofer. Și a permis omul să-și facă o căsuță, o căsoaie. Păi ca să ajungă de la bucătărie la baie, ia taxiul. Ăsta e om care își permite. Își permite, dar din moment ce nevastă sa și-a pus parchet în cadă de baie. Mulțumesc. Da, mă, păi nu? Ai fost mâna spectacolului? Cum să nu, am avut turneu cu Dorotea de-a mea. Ca să vezi. Of course! Thank you! Iute, ce fețe aveți! Ca și cum l-ați auzit de femei. Femeia este diferită de noi în sensul că ea are ceva care seamănă cu noi. Cap, nas, urechi, mâini, picioare. Dar are altă opinie. Dacă, de exemplu, pentru un bărbat, cum e, mă, nevastă ta? Deșteaptă. Întreabă pe ea, cum e bărbatul tău? Bolovan. Clasic, bă. Noi, bărbații, avem felul nostru de a ne comporta. Femeile sunt mai ginga și mai drăguțe, mai... Noi când ne întâlnim unul cu altul, noi deja... Salut, băi, ce faci, băi, cum mă merg, băi?
Și se întâmplă de multe ori să faci treaba asta chiar în fața unei femei, știi? Și să nu-ți dai seama că faci asta. Nici nu-și cer scuze. Nici nu-și cer scuze. Ea zice, poate se aranjează. Ăsta poartă papionul în altă poziție. Asta e. Dar noi și când ne despărțim, ne despărțim unul de altul. Salut! Ne vedem data viitoare. Toate cele bune. Asta din cauza că nouă ne place să ne verificăm intrările și ieșirile. Ăștia suntem noi bărbați. Nu o să vezi și o femeie că face o mâncărică de cartofi și zice, vrei să guști? Pe femeie o poți cunoaște într-un singur fel, dacă stai în casă cu ea. Dacă stai în casă cu ea, o cunoști. Știi lucruri care ea, de exemplu, nu le-a făcut niciodată. În prezența ta, dar le-a făcut în prezența ei. Și sunt în casă cu ea, afli niște lucruri care nu le știu până atunci. Eu nu știu că femeia e disperată după praf. Uleu, cât praf, fai de mine cât praf, fai de mine cât praf, doamne cât praf, doamne, doamne cât praf. Femeie, potolește-te, că dacă te potolești tu, se potolește și praful. Când intră femeia în casă, să te uiți la ea. Dar până să te uiți la ea, uite la praf, să vezi praful sus, de spaimă. E stresat, praful e stresat. Când a plecat femeia din casă, praful se destresează și se așează. Atunci trebuie șters. Știu că praful e prietenul bărbatului. Dacă lași o sticlă, care are fundul rotund, o lași pe o masă, să depune praful, iei sticla, noi nu avem memorie să știm de unde am luat ceva. Ai luat sticla și se vede un cerc. Deci știi de unde ai luat. Dar dacă vine turboșenia și și trece praful, s-a terminat. Rămâi cu sticla mână toată viața. Pe de altă parte, femeia are replică pe care noi bărbații nu avem. Noi bărbații nu avem replici urâte. Nu. Femeia, femeia are o replică urâtă. Fii atent. Mâine facem curățenie generală. Doamne ferește! Știi ce înseamnă curățenie generală? Înseamnă că nu mai găsești nimic. Dar cine găsește? Ia, cât timp? Toată viața? A cui? A ta. Am lucrat toată până târziu. A venit mai târziu acasă. A venit mama ei la noi și a făcut curat. Mai stai foarte bună în curățenie. Doamne, doamne. Când o vede covorul, faci... Am zis covorul numai când o vede. Aspiratorul nu mai merge? Pentru că s-a luat la întrecere cu aspiratorul. Nu știa ce face soacra în patru labe pe covor. Vrea să arate cum se trage. A doua zi am găsit aspiratorul la ușă. Ce faci, mă? Plec. Cum să pleci, mă? Păi mă chinuie, nu se poate. Important este că a venit târziu acasă. A venit târziu. El îi terminase curățenia generală. Eu am venit, am intrat în casă, n-am mai cunoscut locul. Mi-am cerut scuze, am plecat. Trei zile mi-a luat până mi-am convins prietenii, bagă cheia, nu știu, să vezi că ăla e apartamentul tău. Astea sunt lucruri, după părerea mea, sunt lucruri mai mărunte, așa, mai adevăratul lucru care nu-mi place este că, măi, dacă eu urăsc ceva, atenție mare, eu urăsc ceva, băiți, el nu poate să-ți placă ceea ce urăsc eu, măi. Uite, așa e. Femeie îi place ce urăsc eu. Dar urăsc, urăsc. Ea nu mai poate de plăcere. Face terapie cu ce urăsc eu. Îi zice cumpărături. Bravo. Mergi cu mine la cumpărături? Normal că îi spune nu. Cum să mergi? Ce am nebunit? Cum să mergi? Nu. Dar nu zici. De ce? Păi tot cu ea stai după. Că atunci nu o să spui nu. O să spui... Da, asta e un răspuns bun. M-am îmbolnăvit. Sau mai bine mori, brusc, atunci ai scăpat de cumpărături. Nu mai ai nicio treabă, e clar. Fii atent ce faci. Are nevoie de acceptul tău să spui da, că mergi. Dar tu nu o să spui da niciodată. Uite așa, nu spui da. Nu o să spui da. O să spui da. Nu o să spui da. Uite așa. Ține zâmbetul, ține zâmbetul, ține zâmbetul. Știi cum sunt eu în fața nevestei? Plasmă, telecomanda-i la ea. Schimbă canalul. Dar femeia vrea să mergi cu ea la cumpărături. Cum? Fii atent aici.
Femeia-i deșteaptă. Femeia-i deșteaptă. Femeia-i deșteaptă. Iar deșteaptă femeia, că dacă am comparat-o cu noi, bărbați, noi existăm. Numai femeia există. Deșteaptă, deșteaptă. Dacă n-ar fi femeia, planeta asta ar fi așa, fără strălucire, fără delicatețe, fără gingășie, fără... Am fi numai noi, bărbați. Ne-am uitat unul la altul. Fuci! Fuci plin de păr! Ea vine acasă chitită să obțină da de la tine, din gura ta. S-a prins în nod. Ce creează? Diversiuni. Deci femeia vine acasă și creează diversiuni. Fiecare cameră e camera ei. Vocea ei e în fiecare cameră. Vocea ei e în fiecare cameră. Tu stai relaxat. Ai vrea să stai, stai relaxat? Ia, să puc. Ce e? Ți-am spus sau nu ți-am spus de câte ori îți cade din gură pe parchet? Sau scap ceva, vreun lichid, să ieși, să ștergi imediat. Altfel nu mai găsim parchet la fel. Ți-am spus sau nu ți-am spus? Din altă cameră. Ți-am spus sau nu ți-am spus să nu mai arunci chiloții, maieurile, cămășile sub canapea? Sub fotoliu, pune-le în mașina de spălat sau în coșul de rufe. Ți-am spus sau nu ți-am spus? Din bucătărie se aude. Deja nici nu mai știi ce-i cu tine. Se aude din bucătărie, vocea ei. Spune-mi și mie, de ce crezi tu că am lăsat eu vasele în chiuvetă timp de 3 zile? Să se moaie? Și ea continuă. La un moment dat vine în spatele tău, tu habar n-ai, chiar vine tiptil, e tiptilistă, e tiptilistă, vine și zice. Mergi cu mine la cumpărături? Și noi am zis, gata, s-a terminat, mergi cu ea la cumpărături. Așa am ajuns cu ea la cumpărături. În față la mol, ia prima. Eu în spatele ei, că în cazul care se răzgândește să ajung prima acasă. Face primul pas, ia, face primul pas, intră în mol, uite așa. Și zice, voi, ai văzut, mă? Eu n-aș știu că trebuie să văd. Acum trebuie să văd. Dacă la sfârșit de lucrarea de control, ce mă fac? Hai să mă uit, hai să mă uit. Acum sunt atent, face al doilea pas. Doamne, ai văzut asta, mă? Ai văzut? Voi de mine. Măi, n-am văzut nimic, n-am văzut nimic, n-am văzut nimic. Dar ea vede tot. Mi-a intrat frica în mine, asta vede în 3D. Doamne, ferește. A intrat frica mine în momentul în care am văzut celelalte prețuri. Prețurile mari îi făceau cu mâna. Uite, așa îi făceau prețurile mari cu mâna. Aleu, 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 aleu. A început să mă mănânce pielea. Când m-am uitat la ea, ea deja avea 3 coșuri. 3 coșuri pline. De unde? Când? I-am găsit că nevastă mea, înainte să intre în magazin, are mâini. Nu. Are scaieți. Totul s-a agățat de mâine, uite așa, tot. 3 coșuri pline, scaieții plini. Măi, te uiți, dar cât reziști? Cât poți să reziști? Măi, dar tu-ți faci joc de mine? Ai impresia că a venit aici să mă faci de bagiocuri la toată lumea? Vrei să te calc în picioare aici? Și ai impresia că banii cresc așa în copaci? Eu scutur copacul, iau banii, ții tău ție? Aha! Ai impresia că banii cresc în pământ? Iau lopata, bag lopata, scoap banii, îți dau ție? A? Vrei să mori aici? Vrei să mori călcată în picioare de mine, băi? Cam asta am vrut să-i spun.
Mulțumesc.